China, o chestiune care ține de arta de a muri. Arta de a muri conștient este o moartea ocupă un loc central în orice tradiție spirituală autentică. Iar în ceea ce privește yoga, acest lucru nu face excepție. Cum să încep? Pentru este o chestiune care este destul de diferită de ceea ce cunoaștem noi din tradiția ortodoxă. Adică este o practică spirituală ce aparține unui alt spațiu și geografic și cultural și spiritual. Așa că dacă nu vă interesează aceste aspecte și sunteți specific ancorați în dogmele ortodoxe, mai bine nu mă urmăriți, pentru că nu are sens. Nu va aduce niciun beneficiu. Cei care totuși sunteți curioși să aflați cum privesc moartea tibetanii și hindușii, practicanții acestor metode, în primul rând ar trebui să știți că există o întreagă filozofie în jurul modului în care omul se naște și moare în hinduism. Și aici vorbim de conceptul acesta al metempsihozei, al reîncarnării, care este atât de controversat la noi. Nu doar noi, ci și grecii, pentru că conceptul, ideea de metempsihoză provine de la vechii greci, de la Platon și Aristotel, considerau că sufletele nu vin de undeva din inima absolută a lui Dumnezeu, din spiritul pur și imaculat al divinității, ci ele au început acest periplu prin existența fenomenală, la un anumit moment, la începutul creației, însă pe calea desăvârșirii nu ți ajunge o singură viață. Și atunci, pentru a avea răgazul să experimentezi existența și legile ei și lecțiile pe care ea le aduce ființei, sunt necesare mai multe existențe și morți repetate. Și de aici această idee a reîncarnării, a reîntrupării sufletului din nou și din nou pentru a învăța lecții, pentru a învăța despre tainele spiritului, ale vieții, ale universului și pentru a ajunge să-și recunoască adevărata sa natură, pentru că asta este scopul acestui joc divin. Spiritul care își uită propria origine este aruncat în întunericul materiei, în această ignoranță cu privire la propria natură, și apoi, prin nenumărate încercări și rateuri, prin nenumărate false oglinzi în care își oglindește identitatea, într-un final ajunge să-și recunoască propria natură. În esență, asta este ceea ce indienii numesc lila, jocul divin. Jocul pe care Dumnezeu îl joacă cu sine însuși în manifestare. Pentru că foarte mulți exegeți, nu doar creștini, s-au întrebat de ce a creat Dumnezeu lumea, de ce a avut nevoie Dumnezeu în perfecțiunea lui să creeze lumea. Are nevoie Creatorul de adorația și de venerarea adusă de către ființe, din moment ce este atotsuficient, infinit și perfect? Dacă o astfel de întrebare era legitimă la vechii zei ai grecilor, care aveau trăsături antropomorfe, umane, și împrumutau oamenilor defecte, da? Ranchiune și limitări, oare la fel să stea lucrurile și cu această ființă eternă și de necuprins care este Dumnezeul lui Alfa și Omega?
Răspunsul este evident, nu. Dumnezeu nu are nevoie de creație și de lume, sau cel puțin nu pentru scopurile pe care noi le împărtășim. Și jocul acesta este un joc prin care realitatea aceasta relativă, limitată, trece printr-un ciclu de recunoaștere a propriei identități. Bun, în tot acest periplu, evident că încarnarea omului și viitorului, viitoarele renașteri sunt determinate nu de voința capricioasă a unei divinități, ci de rezultatele acțiunilor sale anterioare. Un om care a furat mult și s-a îmbogățit din furt, se va naște sărac și va fi prigonit de alții care îl vor fura, primind astfel rău pe care l-a făcut altora și învățând prin suferință că altă dată să nu mai fure. Și astfel el va înțelege justețea legii divine, care are ca esență ideea că toți suntem copiii lui Dumnezeu, toți avem aceeași natură și făcând îți faci ție. E ca și cum te-ai pișa împotriva vântului, până la urmă te stropești pe tine. Și de aici proverbul, ceea ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. În esență, aceasta este inima oricărei doctrini morale, religioase, din orice tradiție. Din orice tradiție autentică, că sunt și alții care consideră că ai omorât pe necredincioși și este un lucru virtuos, ceea ce este o aberație. În tot acest ansamblu de idei al metempsihozei, al ideii de înnobilare morală și de creștere din punct de vedere spiritual, de expansionare a câmpului conștiinței, de înglobare a unor realități și adevăruri care să ne facă să creștem gradat de la o conștiință animală către cea dumnezească, procesul morții are un rol decisiv. De ce? Pentru că moartea este acel stop joc, este finalul oricărei forme care ajunge să se osifice, ajunge să funcționeze doar pe nișa ei pe orizontală și să cheltuie din timpul universului. Practic, prin moarte, toate formele și toate limitările sunt distruse și ființa are șansa unui nou început. De aceea moartea este îngrozitoare pentru cei care sunt atașați de limitările lor și care nu țintesc către alte orizonturi și care nu au acel fior al necunoscutului. Procesul morții este un proces de disoluție în care pornește cu mult timp înainte să survină moartea corpului fizic. Adică oprirea respirațiilor, a funcțiilor vitale, așa cum le cunoaște medicina. În tradiția hindusă, yoghină și cea tibetană, se spune că ființele care au o foarte bună observație a propriilor funcții pot să observe instalarea sau semnele morții chiar și cu un an înainte de apariția morții fizice. Adică în corpurile subtile încep să se producă anumite fenomene de disoluție care sunt specifice doar momentelor morții. Și astfel ele sunt recomandate să se pregătească pentru această trecere, pentru această schimbare. În momentul în care o ființă care are o practică spirituală în zona aceasta yoghină percepe aceste semne ale morții, și ele sunt foarte exact descrise, modificarea unor vise,
modificarea unor percepții în corpurile subtile, deteriorarea în ultima fază chiar a unor, cum să le spun, a unor simțuri, producerea unor fenomene inclusiv la nivel mental. Toate acestea sunt extrem de bine analizate și se predau. Se predau atunci când e vorba de practicile acestea ce țin de trecerea în bardo, în această transformare. Nu știu cum să traduc, asta este marea mea problemă, că sunt termeni în care n-aș vrea să intru. Mi-aș dori să simplific cât mai mult acest subiect pentru cei care nu au, care sunt la primul contact cu acest gen de informații. Bun, în esență, ca să înțelegeți procesul disoluției, procesul morții, așa cum îl văd hindușii, trebuie să știți care este procesul concepției. Se consideră că în momentul în care copilul ia naștere în pântecele mamei, acesta este la momentul la care tatăl și mama fac dragoste, copulează. În momentul în care tatăl ejaculează, se spune că prin creștetul tatălui intră spiritul copilului, coboară prin coloana vertebrală, se unește cu sămânța lui, da? Și pătrunde și se fertilizează ovulul. Dacă acest fenomen se petrece și un spirit este atras de actul acesta de copulație, atunci are loc concepția. Dacă nu, este un act fără concepție, un act steril. De aceea, ăsta este misterul pentru care multe ființe nu reușesc să aibă copii, pentru că ele nu reușesc să atragă un spirit. În tradiția hindusă, de fiecare dată când un cuplu dorește să procreeze, ei realizează anumite ritualuri prin care să atragă un spirit cât mai înalt, o ființă cât mai elevată care să se încarneze în familia lor. O ființă cu multe merite și care să aducă bucurie și fericire părinților. De aceea sunt foarte importante condițiile în care copiii sunt concepuți. Dacă un copil este conceput la beție, pe droguri, pe acte de violență, în urma unui viol, există foarte multe șanse ca acea ființă care este atrasă să fie o ființă de o frecvență joasă, cu porniri sadice, masochiste, demonice, violente, sau să aibă exact acele metehne ale părinților. De asta și părintele Arsenie Boca le spunea tuturor că dacă doresc să aibă copii puternici și sănătoși care să-i facă mulțumiți pe părinți, să postească, să se roage și să nu conceapă copiii în post sau la beție. Deci cumva reguli similare cu cele din hinduism. În momentul concepției, practic, esența albă a tatălui se unește cu esența roșie a mamei, așa se numesc. Nu e vorba de ovul și spermă, e vorba de două esențe energetice. Esența albă este de tip masculin, iar esența roșie este de tip feminin. Ele se unesc și creează, în primul rând, centrul conștiinței, care este inima. De altfel, la fetus, inima este primul organ care se creează. În jurul inimii se creează toate celelalte elemente. De la inimă pornesc toate. Unii spun că, domne, de fapt stai așa, că e cu creierul, că... Eu vă spun că, din punct de vedere spiritual, inima este cea care se creează prima. Și apoi, procesul acesta de construcție al corpului fizic este unul care evoluează în paralel cu construcția corpului subtil al copilului, nou corp subtil. Adică centrii energetici, canalele subtile prin care va circula energia. Și toate acestea se creează în acele 9 luni de gestație, 9 luni și jumătate.
De aceea nu este bine ca un copil să se nască înainte de termen, pentru că este posibil ca canalele lui să nu fie complete și să nu aibă o vitalitate și o viață foarte lungă. De altfel, există o directă corelație între copiii născuți, s-au făcut studii, copii născuți prematuri și durata de viață mai scurtă. De aceea, copiii trebuie lăsați să se nască la termen și sarcina trebuie pe cât posibil dusă până în ultima zi. Pentru că procesul concepției este unul accelerat și fiecare zi, fiecare oră contează din viața intrauterină a copilului. Este o perioadă foarte importantă, perioada de gestație. Odată ce copilul se naște și trage prima gură de aer, în momentul acela încep să se separe cele două tipuri de energie, albe și roșii, și ele încep să umple preponderent corpul și sub influența pranei, adică a energiei captate prin intermediul aerului. Și se stabilizează esența picăturii roșii la nivelul sexului copilului și esența picăturii albe la nivelul coroanei, al capului copilului. Și acolo rămân până la momentul morții. Și aici am ajuns la ce ne interesa. În momentul în care o ființă pleacă, când părăsește această lume, cele două esențe încep să se dizolve. Apare un fenomen de deteriorare a canalelor și de dizolvare acestor două esențe energetice, cea albă și cea roșie. Iar în momentul efectiv al morții, cele două esențe se unesc în zona inimii și moment în care se spune că viața a părăsit trupul. Practicile acestea de tip POA, da, transferul conștiinței, vizează un tip de exerciții yoghine cu ajutorul cărora se imită acest proces al disoluției. Deci este conform conceptului că cine moare înainte să moară, nu mai moare după ce moare, da? Și permite practicantului ca el să controleze oarecum acest proces al morții și să realizeze un așa numit transfer al conștiinței în conștiința supremă a lui Dumnezeu, dacă ei au o altă concepție despre Dumnezeu, este o concepție mai impersonală, însă, contrar copiilor celor care spun că budismul sau hinduismul nu cred într-o ființă supremă atotputernică cum este Dumnezeu din creștinism, eu îi contrazic. Pentru că conceptele sunt limitative și pot înșela de foarte multe ori. Și acest transfer al conștiinței se realizează printr-o serie de exerciții. În prima fază te pregătești, adică este bine să te pregătești pentru moarte, să fii oricând pregătit, evident. De ce? Pentru că familiarizându-te cu acest proces de disoluție al energiilor, reușești să înțelegi procesul morții, să îl înțelegi când se apropie, să nu te sperii și chiar să traversezi procesul morții în mod conștient, lucru care are o serie de beneficii despre care o să vă vorbesc. În esență, în ce constă această tehnică? Nu o voi descrie în amănunt pentru că e nevoie să primești de la un învățător calificat aceste învățături, iar eu nu am calificarea necesară pentru a le da altora și cu atât mai puțin în această formă. Dar, ca principiu, este vorba de punerea în mișcare, de dizolvarea acestor esențe din corp, da? Acumularea lor în inimă și în creștetul capului și apoi deplasarea lor între inimă și creștetul capului de mai multe ori, iar în momentul final, în momentul morții, această esență care cuprinde conștiința de sine să părăsească trupul fizic prin creștetul capului și să se unească cu
esența adevărului suprem cu Dumnezeu, care poate fi prefigurat fie ca o silabă mantrică, fie ca un idam, care idam înseamnă formă divină, suport de meditație. Și aceasta este practica, sau chiar și ca guru yoga. Poți să vizualizezi chiar și guru și să vizualizezi cum conștiința ta se dizolvă în inima maestrului. Este și aceasta o practică, o formă de pova. Întotdeauna doar până la un anumit punct, pentru că ea este foarte eficientă și poate fi făcută chiar și înainte să-ți vină momentul morții. Iar dacă un yogin practică acest gen de metodă, dar nu i-a venit încă momentul, este considerată sinucidere și el nu va avea beneficiile specifice transferului conștiinței, ci va decădea într-un plan foarte jos, la fel ca și sinucigașii. Așa că această practică a transferului conștiinței este o practică care trebuie realizată doar până la o anumită etapă, până când apar semnele succesului. Și în Occident au început să dea tot mai mult și mulți călugări de pe tot felul de linii tradiționale această practică. Și semnele succesului apar destul de repede. Apare o găurică în zona fontanelei, uneori și o umflătură care se umple fie cu sânge, fie cu un lichid gălbui. Însă, de obicei, în găurica aceasta, care apare fizic, deci apare inclusiv în piele, se poate strecura un fir de iarbă cușa. Și practicanții, dacă căutați Pova Retreat, o să vedeți poze de grup cu toți care au băgat în creștet acel pai, care este de fapt un pai cu tot cu frunzele de la iarba de mătură. Este o iarbă care se folosește la curățat și se consideră că este simbolul purificării, are mai multe conotații în tradiția respectivă. Și sunt foarte mulți practicanți occidentali care practică această pova și ea constituie garanția faptului că la un moment dat acest proces al transferului conștiinței îți va fi ușurat datorită acestei practici. E ca o pregătire pentru moarte. Maestrul meu, Khyentrul Rinpoche, nu împărtășește această viziune despre pova. El consideră că pova este un fel de centură de siguranță pentru practicanții leneși și că dacă ești un practicant bun, tu trebuie să ai realizări încă din timpul vieții și moartea să nu mai însemne nimic pentru tine, adică nu ai nevoie de pova. El spunea că pova era în general dată pentru laici, pentru cei care nu erau practicanți buni din timpul vieții și ca un fel de metodă de salvare in extremis. Derivat din pova mai există practica numită Drog Chung sau practica transferului violent sau cea a ocupării rezidenței, așa se o găsiți în texte. Cea în care o ființă poate la voință să părăsească corpul fizic și să intre într-un alt corp al unei ființe care fie a decedat, fie este încă în viață. E o practică despre care nu se știu foarte multe lucruri. Am înțeles că Dalai Lama nu e de foarte mulți ani în Tibet, a fost interzisă pentru că este considerat neetic și imoral să ocupi corpul unei alte ființe vii. Și cu atât mai mult să... Adică, până la urmă, acest proces al morții are niște sensuri naturale și dacă chiar vrei un nou corp, atunci e bine să treci din nou prin procesul nașterii, conform karmei tale. Însă, au existat cazuri speciale în care anumiți maestri, pentru a-și continua misiunea spirituală sau cine știe din ce alte considerente, au
părăsit corpul bătrân și au luat fie un corp unui discipol care s-a oferit în acest sens, fie corpul unui tânăr care tocmai murise de o boală, și ei au vindecat prin puterea lor acel corp și au avut realizări extraordinare în continuare și au predat. Sunt multe povești de genul acesta. Însă, repet, ca și o chestiune, chiar dacă găsiți o practică pe internet de pova, este bine să nu o practicați fără ghidare, pentru că e posibil să vă iasă și să părăsiți instantaneu corpul și să muriți. Adică poate fi folosită și ca metodă de sinucidere în extremis, ceea ce nu vă doresc, pentru că nu acesta este sensul acestei practici. Trebuie să prețuim viața. Însă antrenamentul pentru POA este unul eminamente benefic. Ne poate salva de teama de moarte, ne poate face să înțelegem procesul morții și mai mult decât atât, există și un set adițional de exerciții foarte valoroase, considerate în tradițiile tantrice exerciții de viață lungă, pentru că se spune că POA practicată prea mult timp îți scurtează considerabil durata vieții datorită exercițiilor de disoluție, însă prin realizarea exercițiilor complementare de viață lungă, durata vieții este considerabil lungită și poate fi chiar un exercițiu de dobândire a nemuririi în corpul fizic. Adică au fost cazuri de maeștri care le-au apărut semnele morții, au anunțat discipolii că pleacă, anumiți discipoli. Chiar a fost cazul unui mare maestru pe care Dalai Lama l-a rugat să mai rămână. Avea deja 100 și ceva de ani și să rămână să mai dea învățături și a mai trăit încă vreo 5 ani la solicitarea lui Dalai Lama. Modul în care și-au prelungit acești oameni viața este prin aceste exerciții de viață lungă, care în esență nu fac altceva decât să aducă din energia perfectă a naturii ultime în corpul fizic și să regenereze canalele și toate celelalte. POA este o practică valoroasă, spuneam, și la îndemâna multor practicanți de nivel mediu, pentru că nu necesită o pregătire foarte, foarte intensă, adică au fost persoane care doar în 2 săptămâni, 10 zile de practică intensă au reușit să obțină rezultate. Ceea ce nu e cazul cu alte tehnici, de exemplu cu tumo. La POA, și cu asta închei, mai există două aspecte. Există POA care se face conceptual, cum este în exercițiile tantrice, și POA non-conceptuală, adică în care nu se exersează ca persoană, ci se exersează din starea naturală sau din starea de rigpa. E ca și cum ai face o tehnică fiind tu însuți sau o tehnică în starea de samadhi. Cam așa. Pentru cei care fac yoga, înțeleg acest aspect. Adică nivelul superior al acestor practici este, și cu beneficii incomensurabil mai mari, este cel în care realizezi practica non-conceptuală. Însă pentru acest gen de exercițiu este nevoie de un alt nivel, adică nu poți să spui că ești la nivel de începător, ci de o persoană foarte avansată. Care e cea mai bună tehnică de detoxifiere? Păi depinde ce doriți să detoxifiați. Yoga are mai multe exerciții, se numesc kriyauri. Kriya înseamnă purificare. Și aveți, începând cu Vamana Doti, gestul elefantului, adică luați apă, beți apă sărată dimineața pe stomacul gol, un litru, un litru jumate, umpleți stomacul,
clătiți bine stomacul cu udiana și naulii, dacă cunoașteți tehnicile astea, și apoi vomitați apa. Prin asta se elimină excesul de bilă și se spală foarte bine stomacul. Pe urmă există criaurile de curățare a limbii, de curățare a foselor nazale cu apă călduță cu sare. Există și criauri care purifică tot tractul digestiv. De exemplu, șamprac-șalana, gestul scoicii, beți apă cu sare în anumite cantități. Se fac anumite exerciții fizice, mișcări care deschid orificiile, orificiul pilor al stomacului și restul zonelor contractate, da? De pe traseul intestinului și la început eliminați fecalele și apoi apă. Apă tot mai curată. Se face până la 5 litri de apă, care se bea și se elimină prin anus. Acesta este gestul scoicii, că se spune că scoica se spală pe interior, trăgând apă pe o parte și scoțând-o pe partea cealaltă. E un exercițiu de purificare foarte puternic, de detoxifiere. Și puteți fi uimiți de efectele asupra corpului. Se face șamprac-șalana și cu tot felul de lucruri, și cu zeamă de... Dar în general chestii cu sare, pentru că altfel apa este absorbită la nivelul intestinului prin osmoză inversă, dar dacă se pune cam un litru, cam o lingură de sare rasă de supă la un litru de apă, nu se mai absorbe în intestin și atunci are efectul de purificare. Mai există, pentru cei care știu, basticria, adică banala clismă, dar este o clismă care se face printr-un exercițiu de absorpție, printr-o falsă inspirație prin cavitatea udiana banda, așa. Există și clismele normale, și aici aș indica clisma cu cafea verde, care este anticancer, mai ales pentru cancerul de ficat, de cancerele acestea care sunt în teorie nevindecabile. Cancerul de pancreas, ăla de care a murit și tipul ăsta de la Apple, Steve Jobs. Da? Deci, în primele faze, clismele cu cafea verde, bine, trebuie să citiți cartea lui Breus, cred că îl cheamă pe autorul acestei metode. Pe urmă, la nivel de practici de purificare, postul este cel mai important. Postul negru, cu apă, neapărat cu mișcare, cu clisme, cu automasaj. Așa, ideea de a te purifica are foarte multe elemente. Părerea mea este că la nivel de energie, cea mai bună tehnică de purificare este Tummo. Tummo nu are ca scop uscarea de ceaceafuri pe tine, da? Și creșterea căldurii corporale, ci purificarea și echilibrarea tuturor canalelor energetice. Deci este cea mai puternică practică în acest sens și asigură și o sănătate perfectă și este rădăcina tuturor realizărilor, dă acea energie specifică practicii. Adică Tummo este primordială pentru orice metodă din practice de yoga superioară. Și în rest sunt alte forme de purificare, purificare spirituală, care țin de exemplu, cum este purificarea cu practica lui Vajrasattva în budism. Este o practică cu o mantră, cu vizualizări, și ea cu nivele de conceptualitate, non-conceptualitate. Cam asta este. Sub 7 luni cu câteva ore. Nașterea? Da, păi în cazul ăsta, dacă v-ați născut prematur, ce să spun? Va trebui să fiți foarte atent cu sănătatea și să duceți o viață foarte echilibrată. Așa, să vedem. Bun, acestea sunt lucrurile care voiam să vi le povestesc. E un subiect de nișă, nu sunt
Nu sunt foarte multe explicații pe această temă în limba română. Pentru cei care doresc să aprofundeze, eu v-aș indica să căutați să o faceți, să vă informați de la profesori care predau pe linii tradiționale, nu de la oameni necalificați și care nu sunt împuternici să predea aceste lucruri. Nu din cărți, cărțile iarăși reprezintă doar opinia unor autori care de obicei nu sunt practicanți. În general, practicanții nu prea scriu cărți și nu prea povestesc despre aceste lucruri. Știți cum era vorba aia? Cine nu știe vorbește, cine știe nu vorbește. Cam așa. Eu vorbind, sunt din categoria celor care nu cunosc cu adevărat. Așa că ceea ce vă spun eu, luați ca pe un element pur informativ, așa, de introducere în aceste subiecte și mergeți la surse. Lumea este largă, este plină de minuni și de adevăruri care așteaptă să fie descoperite. Și dacă simțiți că rezonați cu acest gen de practici, și să știți că ele aduc beneficii foarte mari, și cel mai mare beneficiu este o viață de calitate. Contează foarte mult și eu am observat că oamenii, mai ales cei care nu au educație alimentară, au unor principii de viață sănătoase, au o viață foarte chinuită de la o anumită vârstă. Adică după ce trece tinerețea și așa nu se mai bucură de viață cum o făceau în... Și așa să zici că, domnule, 30 de ani m-am bucurat, sau 35, 40, hai. Și în rest m-am chinuit cu obezitate, cu boli cronice și cu astea, și cu frica de moarte. E păcat. Adică lumea aceasta are de oferit atât de multe minuni și atât de multe taine care au fost revelate, încât este o crimă să ajungi să te plictisești. Să spui, vai, m-am plictisit de viață, nu mai e nimic nou, nu mai trezește nimic curiozitatea. Asta este o crimă de neiertat la adresa acestei lumi, plină de lucruri care așteaptă să fie descoperite și experimentate. Cam asta este ce vreau să vă spun și... Nu știu, sper să fie de folos. Dacă aveam acum 18 ani ocazia să văd un astfel de video, probabil că m-ar fi ajutat foarte mult și aș fi bâșvâit mult mai puțin pe niște coclauri care chiar și așa mi-au folosit, dar